Salutări și bine v-am regăsit! Numele meu este Adi și astăzi o să vă prezint o cameră de la Sony FDR AX53. Pornirea și oprirea camerei se face prin deschiderea ecranului rabatabil sau prin deschiderea vizorului din spate, da? Are buton de oprire-pornire. Dacă tot suntem aici, vă arăt butoanele de pe partea aceasta. Avem un buton de night shot, avem un buton pentru play, adică să vedem ce am înregistrat, avem un buton pentru atenuarea vocii celui care înregistrează filmarea. Da? Aici jos avem un port HDMI cu care ne putem conecta la o placă de captură sau la un televizor ca să vedem ce am înregistrat. Mai avem o ușiță unde se pot pune carduri. Acest card este un card microSD, adică U3, în clasa 10 -a, până la 170 de MB pe secundă. Dar se poate folosi și cardurile celor de la Sony. Aici mai avem un difuzor. Ecranul se poate rabata pe toate direcțiile. Deci, se poate regla manual expunerea da? prin inel. Se poate seta și altceva dacă îl ținem mai lung apăsat pe buton până ne apare. Acum ne-a apărut acest meniu, da? Acum, prin mișcarea inelului, pot să-l fac să fie zoom, focus, focalizare, expunere, diafragma, viteza de declanșare, autoexpunere și balansul de alb sau reset. Haideți să-l punem pe focus acum. Am apăsat odată pe acest buton și acum am confirmat că este pentru focus manual setat, da? În partea de jos avem montura pentru trepied. În partea de deasupra avem microfon 5.1 direcțional încorporat. Avem o ușiță, sub această ușiță avem o patină pentru blitz sau pentru accesorii. Lumină da. Aici sus se montează microfonul atunci. În partea cealaltă avem ușița, o deschidem și punem microfonul extern. Bun. Dacă aveți sistemul de la Rode, la valiera wireless, nu o să-l puteți să-l montați bine. Nu stă, nu intră. Sper că se vede pe înregistrare de ce. Deci e mai lung, nu poți să-l bagi. Închidem ușița, avem butonul pentru apropiere, respectiv îndepărtare, deci adică butonul de zoom. Avem un buton dedicat pentru fotografiere. De la acest buton schimbăm între modurile foto, respectiv video. În partea din spate avem vizorul electronic. Să încerc să vi și arăt. În momentul în care îl închizi, o și închis, da? Aici putem regla pentru Dio 3. În partea din spate avem butonul dedicat pentru înregistrarea video. De aici putem să alimentăm cu alimentatorul de 2.20, același alimentator folosit de Sony și la camerele mai vechi, de acus 20 de ani. Pentru mine asta este o mare plus. Aici avem un LED care ne arată că este la încărcat, indiferent că îl încărcăm prin uh, sursa de la 220 sau prin acest port micro USB. Prin acest port micro USB se poate face și transferul de date, respectiv și încărcarea bateriei în timp ce filmăm sau lucrăm cu camera. Încărcarea prin această mufă este mai lentă decât încărcarea de la 220. Aici durează aproximativ 3 ore o încărcare. Mie ce îmi place încă mult la această cameră este acest port, portul pentru căști, unde puteți să băgați o pereche de căști, normal, TRS. Pe mine ce m mă surprins, că pot să bag și aceste căști mai mici de telefon, care au TRRS și, și, cu, și cu astea puteți să auziți nivelul pe care îl setați pentru audio. Ce îmi place la el? Că se poate regla manual nivelul. Un accesoriu pe care vi-l recomand este un filtru pe care să vi-l atașați pentru zilele în care îl folosiți afară în praf. Diametrul filtrului este de 55 de mm. Avem un senzor cu iluminare din spate de dimensiune 1 pe 2,5 un procesor Bionz X, obiectivul este de la Zeiss, variosonar, capacul este automat, care se închide deasupra obiectivului. Diafragma maximă este F2 respectiv 3,8 până la 11. Avem un zoom de 20 ori la rezoluție de 4K, un vizor clar în spate, o rată de refresh destul de slăbuț, Ecranul tactil este de 7,5 cm. Eu și acum este setat pe luminozitatea maximă. Are două niveluri, normal și maxim. Se poate conecta prin Wi-Fi la telefon, tabletă. Are funcție wireless NFC. Se poate conecta cu NFC la telefoanele mobile respectiv tablete. Cu aplicația de la Sony Image Edge Mobile avem posibilitatea de a înregistra dublul, unul la calitate mică pentru a partaja rapid cu ajutorul telefonului mobil și un fișier mai mare pentru editare ulterioară. Vă permite să utilizați telefonul sau tableta ca vizor sau telecomandă. Poate trimite live, audio, video prin HDMI. Am uitat să vă spun, obiectivul acestei camere video este echivalentul a 35 de mm, de la 28 de mm până la 535 de mm. Adică o plajă foarte mare. Această cameră a apărut în 2016. Sper că v-a plăcut acest film. Dacă v-a plăcut, atunci știți ce aveți de făcut. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le lăsați mai jos într-un mesaj. Vă voi răspunde cât de repede pot. Până data viitoare, numai bine vă doresc. Și lumină bună vă doresc.